Profesorul Sorin Tanciu, directorul Direcției pentru Cultură, a fost comemorat în ședința de Consiliu Județean din data de 28 ianuarie anul curent. De asemenea, profesorul Tanciu a primit și titlul de cetățean de onoare al municipiului Călăraș în ședința de Consiliu Local din data de 30 ianuarie. Iată astăzi un moment interesant. S-a prezentat o parte din activitatea celui care acum 30 de zile l-am condus pe ultimul drum, a trecut la stele, a profesorului doctor, omului de cultură, Sorin Tanciu, om care a lăsat în inimile călărășenilor, a celor care l-am cunoscut, a lăsat o tristețe nemaipomenită în, așa cum spuneam, acum 30 de zile. Eu mi-am pregătit un material, având în vedere că săptămâna trecută sau atunci când am avut ultima ședință de Consiliu Județean, o ședință extraordinară, s-a propus, mă rog, evaziv, dar eu astăzi vin cu o propunere clară, ca domnul profesor Tanciu Sorin să primească titlul de cetățean de onoare a județului Călăraș, având în vedere vasta sa activitate atât la nivel județean cât și la nivel național. Eu mi-am pregătit un material scurt pe care o să vi-l prezint, nu vreau să vă plictisesc, de asta o să-l și citesc, pentru că este un material concentrat. Născut la data de 10.07.1958 la București, profesorul Sorin Tanciu a urmat facultatea de filologie, secția româno-franceză, în cadrul Universității București și a desăvârșit pregătirea profesională, în special în domeniul jurnalismului, marea sa pasiune încă din anii tinereții, absolvind un masterat în domeniul audiovizualului la Școala Superioară Audiovizuală din Franța, obținând în anul 2010 titlul de doctor în științele informației și comunicării la Universitatea Toulouse din Franța. A fondat și condus publicații locale precum Actualitatea din 22 decembrie 1989, Opinia Publică, Ancheta de Sud, Jurnalul de Călăraș, Anunțul de Călăraș. A fondat agențiile de presă și publicitate, Sorida Press, Media Star, Televiziunea Călăraș 1, Radio Muntenia 1, Televiziunea 1 plus 1 TV, New Știri România, Centrul Școlar și Cultural de Jurnalism, CESCUJUR, 2007, o instituție unică în domeniul educației media și audiovizualului. A realizat emisiuni de radio și TV la Voce Scampi, TV Satline, TV Călăraș 1, Radio Muntenia, OTV, etc. A înființat Festivalul Mondial de Umor, Dictatorii Râsului, devenit una dintre cele mai mari manifestări de acest tip din Europa. A relansat și animat Festivalul Flori de Mai, care se ține în fiecare an în luna mai la Călăraș, festival de renume național și internațional. În calitate de director al Direcției Județene de Cultură Călăraș, a desfășurat o activitate culturală, o bogată activitate culturală, care prin proiectele sale a dus imaginea frumoasă și artistică a Călărașului dincolo de granițele județului și a țării. Pot să afirm faptul că aproape nu a existat eveniment cultural la nivelul județului Călăraș în ultimii 20 de ani ca profesorul Sorin Tanciu să nu fi contribuit și participat. A fost mereu însuflețit de spiritul lucrului binefăcut, de rigoarea jurnalistică și spiritul justițiar care nu a dat niciodată înapoi de la reflectarea realității, extrăgând de fiecare dată esențialul din evenimentele prezentate, având o curiozitate nemaiîntâlnită de a înțelege și de a fi înțeles. Fața lui, vocea lui, inconfundabile, vor rămâne fără îndoială mereu în inimile călărășenilor. Prin vasta activitate publicistică, cu o dăruire totală pentru cunoaștere și adevăr, prin stilul său inconfundabil, a lăsat în urmă o pleiadă de ucenici și jurnaliști, o parte probabil se găsește în sală, formați în cadrul Centrului Școlar și Cultural CESCUJUR Călăraș. Mulți, luându-l ca model. Profesor de limba română cu o bogată activitate publicistică. A publicat mai multe cărți, printre care aș aminti Viața Mădălinei Manole în anul 2004,
care cuprinde povești inedite, dar și mărturii ale celor care au cunoscut-o pe fata cu părul de foc. Cunoscându-l la începutul anilor 90, relația mea cu profesorul Danciu a fost una firească, de amiciție, pentru o bună perioadă de timp, până când cu largul concurs al unor binevoitori, bineînțeles în ghilimele, așa cum singur a declarat în prefața scrisă la cartea pe care am publicat-o cu concursul lui mandat de senator, s-a declanșat un viguros scandal mediatic între un politician și un ziarist. Dar așa cum e în viață, dând amândoi dovadă de toleranță și umanism, și precum mi-a povestit de multe ori chiar el, bunicului preot și tatăl meu s-au întâlnit în ceruri și și-au vegheat cu înțelepciunea lor ca noi să dăm dovadă de responsabilitate, să avem puterea de a ierta și să încheiem acest conflict cu o prietenie trainică. Așa s-a și întâmplat. Alegându-mi oamenii și prietenii din perioadele vieții mele, profesorul Sorin Danciu va ocupa un loc aparte în memoria mea prin modelul de om adevărat, deschis la orice discuție despre viață și oameni. Am avut zeci, poate sute de întâlniri. De multe ori mi-a povestit despre proiectele sale, despre greutățile pe care le întâmpine uneori, rămânându-i multe proiecte nefinalizate, cum ar fi filmul despre viața lui Ceaușescu, un muzeu al comunismului la Călăraș și multe altele care sunt încă nefinalizate. Cu două zile înainte de dispariția sa, mi-a dat un telefon și mi-a comunicat ceva în legătură cu un prieten de la Deva, mi-a spus că să trec pe la el, însă, fiind sfârșitul anului, n-am avut posibilitatea să mai discutăm. M-a impresionat până la lacrimi o poezie publicată și în jurnalul de Călăraș, din data de 28.11.2018, și pe care mi-a citit-o de foarte multe ori în biroul domniei sale. Dați-mi voie să vă citesc. Privește moartea drept în noi. Aseară m-a vizitat Dumnezeu și mi-a lăsat versurile astea. Este ceva între tragedie și umor. Unii văd orice, alții văd năpasta. Doamne, se moare atât de ușor, de ce naiba mă sperie chestia asta? Viața este ziua din noapte până în zori și de aproape până departe. Eu chiar am murit de câteva ori și chiar nu îmi este frică de moarte. Am pornit de unde nici n-am știut că pornim. Ca niște fraieri ne rugăm să o înduplecăm. Nu ne-a întrebat nimeni dacă vrem și când venim. Și nimeni nu ne întreabă dacă și când vrem să plecăm. Este ceva între tragedie și umor. Unii văd orice, alții văd năpasta. Doamne, se moare atât de ușor, de ce naiba vă sperie chestia asta? Ce au făcut de când au venit și până au plecat? Sunt lucruri rămase între creații și banul. Iar când a fost de neam înmormântat, am fost în concediu între anul și anul. Am venit din pământ și plecăm în pământ. Toate spaimele noastre sunt lucruri deșarte. Rămâne în concediu ăsta ce am făcut. Deci, dragi pământeni, nu vă fie frică de moarte. Este ceva între tragedie și umor. Unii văd orice, alții văd năpasta. Doamne, se moare atât de ușor, de ce naiba vă sperie chestia asta? Profesor Dr. Sorin Danciu, 2018. Eu, deci, vin cu propunerea, probabil că o să mai fie și alți colegi care să discute, dar o să discutăm probabil și la ședința viitoare. Vin cu propunerea de a fi astăzi nominalizat ca cetățean de onoare, post mortem, profesorului dr. Sorin Danciu. Vă mulțumesc! Domnul Mili Constantinescu, am lucrat cu Sorin Danciu. În 97, mi-aduc aminte, a venit ca mine și am reclădit pentru vreo 3 ani împreună jurnalul de Călăraș. A păcălit moartea de câteva ori. Era un timp neobosit, avea tot timpul ceva de făcut, la cultură, la presă, la televiziune, pe peste tot era omniprezent. Citea, compunea, scria, făcea poezie, așa cum a spus și domnul Nedelcu, analize politice, economice, de toate, de tot,
de toată natura, de toate formele de analiză. Pot să vă spun că era o enciclopedie ambulantă. Era un moment când lăsai Google și întrebai pe Danciu. Avea răspuns aproape la orice. Și mai avea o sintagma lui, pe care o spunea de câte ori avea ocazia. Iar am avut dreptate. E, nu totdeauna am avea dreptate, dar de cele mai multe ori da. Aveai, Sorin Danciu a fost omul de la care tot timpul aveai ce învăța. Era omul care i-a puteai să-i pui întrebări și care avea aproape totdeauna un răspuns pentru orice întrebare cu mine. Din punct de vedere al activității sale, a fost adus faima Călărașului în, la nivel național, la nivel internațional, a creat festivalul, a crescut, le-a adus în lumina reflectoarelor. A fost om de cultură, de televiziune, de radio și mai mult decât toate probabil a fost jurnalist. Subscriu la propunerea domnului Nedelcu de a i se acorda titlul de cetățean de onoare al județului. Păcat totuși acest lucru s-a întâmplat cât a fost în viață. Nu am luat la vreau să vă mulțumesc, domnule consilier, pentru propunerea pe care dumneavoastră ați făcut-o și domnul Constantinescu are dreptate, nu poți să vorbești decât cu emoție și cu recunoștință de domnul profesor Sorin Danciu. Față de ceea ce colegii mei au prezentat, aș vrea doar să adaug pe lângă firele acestea de timp, crâmpeie de viață pe care le-am urmărit împreună, despre care domnul Nedelcu a făcut referire mai în detaliu. Trebuie să precizez că domnul profesor a înființat în 2007 și centru școlar de cultură și jurnalism, un centru unic unde mulți copii au exersat profesia pe care dânsul îl dea cu tot sufletul și de acolo din cer sper să ne spună mereu că am avut dreptate și îi mulțumesc cu recunoștință și pioșenie pentru tot ceea ce a făcut pentru copiii din liceu Danubius și pentru mulți dintre noi pe care cu vorba dânsului înțeleaptă și blândă ne-a îndrumat uneori. Dumnezeu să-l odihnească și mie îmi pare rău că nu am putut să oferim acest titlu atât timp cât acest. Proiect de hotărâre numărul 3 privind conferirea titlului de cetățean de onoare postmortem al municipiului Călăraș domnului Danciu Sorin, profesorului Danciu Sorin, și aș vrea să o invit pe colega mea Camelia Croitoru să spună câteva cuvinte despre mulțumesc cel frumos. Care nu mai este. Mulțumesc frumos! Sorin Danciu pentru noi toți a fost mai mult decât directorul direcției de cultură. A fost mai mult decât profesorul Sorin Danciu, a fost mai mult decât scriitor, publicist, redactor și realizator de emisiuni. Era omul care îți spunea și ceea ce nu-ți convenea să auzi. Era omul de la care personal, și sunt convinsă că noi toți, am învățat câte ceva. Să nu uităm că singurul cabinet multimedia de ziaristică din acest județ este cel înființat de Sorin Danciu. Să nu uităm că de numele lui se leagă destinele tinerilor ziariști care s-au format în acel cabinet, al căror destin și traiectorie a fost oarecum șlefuită foarte bine de profesorul Sorin Danciu. Am emoții și am lacrimile în gât, credeți-mă, am lacrimile în ochi și în voce, pentru că nu m-am așteptat niciodată și nu am crezut niciodată, deși sunt adult și sunt profesor, că Sorin Danciu va putea muri. Nu am crezut niciodată acest lucru. Dați-mi voie astăzi să vă rog să-l votați toți cetățean de onoare al acestui oraș. De ce? Pentru că a fost una din valorile Călărașului. Regret imens că ne respectăm și ne recunoaștem valorile post-mortem. Dar pentru că știu că la inițiativa unor ziariști din Călăraș a fost propus, dar din imensa dumnealui modestie a refuzat, haideți de acum înainte
să recunoaștem oamenii de valoare, să-i respectăm și să-i apreciem atunci când sunt în viață. Poate cuvintele noastre frumoase astăzi și faptul că îi vom acorda titlul de cetățean de onoare sunt un balsam pentru familie, dar pentru dumnealui, nu. Golul pe care l-a lăsat printre profesori, nu știu dacă va putea într-o zi să fie ocupat de o valoare așa cum a fost Sorin Danciu. Greu, cu adevărat greu. A fost omul care nu a ținut cont că suntem PNL, PSD sau alte, avem alte opinii politice. A dat sfaturi tuturor, i-am trecut pragul toți atunci când am avut probleme. Spunea cineva și am reținut acea expresie pentru că ceea ce a spus, pentru că într-adevăr l-am recunoscut pe Sorin Danciu, a fost o enciclopedie și a fost mai mult decât atât un suflet deschis tuturor. Eu vă rog să-l votați astăzi. Adresez încă o dată condoleanțe familiei. Este în sală, este și fica dumnealui. Eu am fost dirigintă la una din clasele de ziaristică. Credeți-mă că am văzut copii de la sat, copii intrați cu un anumit nivel și ajunși la finalul celor 12 clase grație acestui om, oameni pe care nu i-ați fi recunoscut. Onorată asistență, onorată familie. Mă aflu într-o poziție pentru mine delicată să vorbesc despre domnul Sorin Danciu, pentru că am avut o colaborare de aproape 20 de ani și înainte să lucrez la Direcția pentru Cultură și cât am lucrat și mi-a fost șef și după ce am plecat de la Direcția Cultură am colaborat foarte bine. A fost omul care a revigorat și este puțin spus activitatea culturală a acestui județ imediat după anul 2000. A adus înapoi în luminile rampei festivaluri care ajunseseră să fie uitate. Cora Mare, Flor de Mai, pe care le-a adus în prim plan. Prin tot ce a făcut în perioada cât a ocupat funcția de director la Direcția pentru Cultură, dar și înainte, când realiza emisiuni la Radio Voces Campi sau la Satline, a pus întotdeauna accentul pe valorile locale, pe care le-a dus întotdeauna la nivel național. Nu știu câtă lume știe că făcea parte din juriul de la Mamaia Copiii. Nu știu câtă lume știe că a revigorat și Festivalul de Teatru 7 Arte. Nu știu câtă lume știe că în timpul mandatului său a fost realizat primul catalog al monumentelor județului Călăraș. Și o hartă a județului Călăraș, care cuprindea monumentele. Lucrând împreună, am învățat unul de la celălalt anumite lucruri care lipseau celuilalt. Eu, spre exemplu, am învățat ce înseamnă răbdare. Iar pe parte legislativă am fost eu, să spunem, cel care îi arăta ce trebuie. S-a opus cu eleganță și cu o sârdie, aș putea spune, distrugerii monumentelor din județul Călăraș, punând interesul patrimoniului cultural național mai presus decât interesele mărunte ale unor oameni care aveau nevoie de niște spații. L-am cunoscut de peste 35 de ani de post. Ce să zic, tânăr profesor, să zic așa, un om de excepție, un mare sufletist, punea suflet în tot ceea ce făcea. Într-adevăr, am colaborat foarte bine la nivelul municipiului, toată perioada celor trei mandate ale mele. Mai mult ne consultam pregătirea unor acidități, festivaluri și alte lucruri importante, monumente care s-au ridicat. Adică era omul care punea tot ceea ce făcea. Am creat împreună postul de televiziune, care e unic în România, unde creează specialiști în domeniu. Partea cinematografice. A creat oameni de excepție, redactori de excepție, care prezintă chiar la posturile naționale. Un bun iubitor, un mare familist, adică ținea foarte mult la
fată și la nepoții lui. Ce să vă zic, că merită, părerea mea, să ne gândim, în Consiliul Local, să facem propune la președinte Iohannis, că merită și el un titlu de național, adică ordinul național în grad de cavaler pentru cultură. Deci merită cu prisosință. Trebuia, de fapt, îmi pare rău că nu ne-a venit ideea să fi fost înmormântat cu onorul militar, că putea să dea pentru omul ăsta în ordin național, cu prisosință. Dar era de o modestie, așa este, că n-am uitat, am dat niște indivizi care ne-au înjurat permanent, cu care au plecat după aici, de la murit, aici s-a vorbunat aici, dar la niște inși care nu meritau, ne-au înjurat toată ziua în ziarele astea, de, și de pomană unii, numai, cu șantaj, foarte mulți, să ne șantajeze. Dumnezeu să-L odihnească și în dorează familiile. Și felicită doamnă profesor că, într-adevăr, a prins, a citit cu multă atenție, doamna profesor. Doamna profesor, a prins toate aspectele, toate calitățile lui de om și de mare specialist, viitor și publicist. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor pentru această propunere, aceleași emoții și lacrimi le-am și eu. Mulțumesc în primul rând celor care au avut această propunere. Durerea este cumplită. Nu poate fi descrisă nici folosind cele mai dure cuvinte ale literaturii. Însă, dacă vrem să-l păstrăm viu în supraconștientul nostru, conștientul nostru, putem să lăsăm o portiță și știm că acolo îl vom găsi cu noi pentru totdeauna. Mulțumesc! Mulțumesc și noi!